Salutări din cuib! Astăzi vreau să vă citesc o carte, se numește Ai o pasăre pe cap. Eu astăzi am o pălărie pe cap. Și să începem. Povestea este cu elefantul Gerald și prietenul său, Porchiță. Ia să vedem ce fac ei doi. Și ce face pasărea de pe cap. Porchiță? Porchiță? Gerald îl strigă pe Porchiță. Porchiță! Ia uite-te! Am ceva pe cap? Am ceva pe cap? Și Porchiță se uită. Da! Am ceva pe cap! Am o pasăre pe cap? Au! Am o pasăre pe cap! Ia uite-te acum! Mai am o pasăre pe cap? Și Porchiță se uită. Nu! Nu mai ai o pasăre pe cap! Acum ai două păsări pe cap. Două păsări pe cap. Ce fac două păsări pe capul meu? Se iubesc. Se iubesc. Sunt păsări îndrăgostite. Păsările de pe capul meu se iubesc? De unde știi tu că sunt păsări îndrăgostite? Își fac un cuib. Își fac un cuib. Ia uite. Un cuib. Două păsări își fac un cuib la mine pe cap? De ce și-ar face două păsări un cuib pe capul meu? De ce și-ar face? Uitați ce fățucă amuzant are Porchiță. De ce și-ar face două păsări un cuib pe capul celălalt? Mi-e și frică să întreb. Porchiță, am cumva un ou pe cap? Și ia să vedem. Da. Unu. Două. Ta-da! Trei! Ai trei ouă pe cap. Nu vreau trei ouă pe cap. Nu, nu, nu. Ei, atunci am vești bune. Am vești bune. Au dispărut ouăle? Ies pui din ouă. Ies pui din ouă. Ies pui din ouă? Ies pui din ouăle de pe capul meu? Acum am trei pui de pasăre pe cap?
Și două păsări și un cuib. Oh. Nu vreau trei pui de pasăre, două păsări și un cuib pe cap. Dar unde ai vrea să stea? Unde ai vrea să stea? Chiesa-ne, unde să stea păsările? Nu știu, altundeva. Altundeva. De ce nu-i rogi să plece altundeva? Să-i rog. Să-i rogi. Bine, o să încerc. Scuzați-mă, păsărilor, ați putea, vă rog, să plecați altundeva? Și să vedem ce răspund păsările. Nicio problemă. A funcționat! A funcționat, au plecat păsările. Dar să vedem unde s-au dus. Acum nu mai am păsări pe cap. Mulțumesc, porchiță! Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere! Păsările s-au mutat pe capul lui porchiță. Nu părea prea încântat. Ei bine, dragilor, aceasta a fost cartea de astăzi. Pe curând!